În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Dacă este cineva mai aproape de Fiu, dacă are cineva mai multă influență asupra Lui, apoi să știți, să fiți siguri, să nu vă îndoiți că aceasta este Mama. Și aceasta se întâmplă, stimați creștini, nu din voia întâmplării, nu din simplul motiv, dar pentru că anume ei, Mamei, îi este dat de la Dumnezeu, îi este hrăzit de la Cel de Sus să dea viață din viața ei, să dea suflare din suflare ei, fiilor săi. Iată de ce, stimați creștini, atitudinea, atârnarea noastră față de Mamă ține de datoria noastră creștinească și are, dacă vreți, o obligațiune cerească peste care noi nu avem dreptul să trecem. Misiunea femeii în această lume este deosebită, pentru că ea, având binecuvântarea dumnezeiască, să dăinuiască neamul omenesc, să prelungească viața pe pământ, să dea viață fiilor săi, să fie mamă. Iată, din aceste considerente, după cum am zis, plecăciunea noastră cea multă față de cea care ne-a dat viață, ține de o datorie sfântă a noastră, a fiecăruia. Cu cât mai mult ar trebui să fie atârnarea, sau mai bine zis, pietatea adresată a noastră către Maica Domnului, cea care a născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre și care este mama noastră, cea duhovnicească. Pentru că ea este unica aleasă din neamul omenesc, prin care a trebuit și a trecut întrupându-se Cel care este pretutindenea, Cel care este necuprins, Cel care este veșnic, Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos. Unica aleasă din neamul omenesc, pururea Fecioara Maria, să fie Mama lui Dumnezeu. Și la plinirea vremii, după cum spune Sfânta Scriptură, El, Cel care nu este stăpânit de vreme, nu este stăpânit de spațiu, a trecut prin ea îmbrăcându-se în trup omenesc și această minune a fost săvârșită din Duhul Sfânt și prin Fecioara Maria, Maica Domnului și Mama noastră cea duhovnicească. Vreau să spun că cinstirea Maicii Domnului, deosebit în biserica noastră pravoslavnică, dacă vreți, este un ritual întreg. Pentru că în nicio altă comunitate religioasă nu se cinstește cu atâta evlavie, cu atâta pietate preasfânta născătoare de Dumnezeu, cum se cinstește Maica Domnului în biserica noastră. Vreau să spun de asemenea, stimați creștini, atrăgându-vă atenția la următorul fapt, că această istorie de cinstire a Maicii Domnului își are începutul încă de prin timpurile când pe acest pământ pășea Hristos Mântuitorul. Și această cinstire a Maicii Domnului este încurajată chiar de El însuși. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu spune că atunci când a fost binevestită de către Sfântul Arhanghel Gabriel, că se va naște din ea Fiul și va pune numele Lui Emanuel, ceea ce înseamnă cu noi este Dumnezeu, ea răspunde, eu sunt roaba Domnului, sunt smerită roaba a Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și tot în acele timpuri îi spune drept Elisavetei că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile pământești, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic a căutat spre smerenia mea și a cercetat a mea liniștnicie, zice Maica Domnului, care era smerită din fire. Deci dacă, stimați creștini, această cinstire a Maicii Domnului își are începutul și este și încurajată încă de Hristos Mântuitorul, cu cât mai mult nouă s-ar cuveni să o cinstim.
Vă vorbesc acestea, frații mei creștini, pentru că astăzi este ziua pomenirii icoanei Maicii Domnului numită Pocaievskaia. În lumea noastră creștin-ortodoxă este o mulțime de icoane făcătoare de minuni care se cinstesc de noi, frații mei. Se cinstesc cu multă evlavie, cu multă pietate, cu multă smerenie creștinească și prin aceasta câștigăm și noi ajutorul cerului, pentru că o cinstim pe Maica Domnului. Am spus că cine are mai multă îndrăzneală către Fiul Său, dacă nu Maica? Cine ne poate nouă cere mai multă milă de la Dumnezeu, de la Hristos, Mântuitorul Lumii, dacă nu prea curata Maica Lui? Iată, și din aceste considerente ar trebui să fie mai aprinsă cinstirea noastră și stima noastră, evlavia noastră, adresată chipului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cartea Sfântă numită Patirii conține pe paginile sale o mulțime de exemple despre evlavioasa cinstire, despre smerita închinare către Maica Domnului. Și iată, spune că o familie tânără care trăia pe malul unei ape mari, avea un copil și pe un perete a casei atârna un chip a Maicii Domnului, o icoană mare, în fața căreia licărea totdeauna o candeluță. Ei vedea copilul adeseori plecându-și genunchile în fața chipului sfânt, rugându-se, dar pentru că încă nu înțelegea, dar era mișcat de curiozitate mare, avea multe întrebări față de părinții săi și zic iarăși, pentru că încă nu le putea încăpea pe toate, părinții i-au răspuns la întrebare, cine este aceasta mare de pe icoană? Ei i-au spus, Doamna casă. Și așa a fost să se întâmple că în acel loc s-a trezit un vânt mare, luându-i copilul și aruncându-l în luciul mării. Se căienau mult și se tângeau mult în plângere părinții pentru că și-au pierdut pe unicul său făt, pe unicul său copil, dar minune mare s-a săvârșit pentru că l-au găsit sănătos în casă jucându-se cu jucăriile lui. Întrebându-l cum de s-a întâmplat că a venit din luciul apei în casă, el a răspuns, mic fiind, încă poate inconștient, zice, păi a venit Doamna casei și m-a învelit cu haina ei și m-a adus în casa noastră. Iată și din aceste considerente, stimați creștini, este bine să avem evlavie, să avem multă smerenie și multă cinstire, dar și multă credință față de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului. După cum am zis, astăzi este ziua pomenirii acestei icoane a Maicii Domnului, numite Pocaievskaia. Ceea ce înseamnă că astăzi slujbile bisericești, toate cântările, slavosloviile, sunt dedicate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și în care se pomenesc minunile săvârșite pe dealul Pocaievului, unde mulți dintre noi, bălțenii, am avut rara și fericită ocazie să fim pe acele loc, să ne închinăm în fața acestui chip a Maicii Domnului. Este bine, stimați creștini, ca cinstea noastră față de Maica Domnului să nu se mărginească doar cu ziua de astăzi, ci să aibă prelungire în oricare loc și în oricare timp, adică în oricare zi. Este bine să avem chipul Maicii Domnului în casa noastră. Este bine să o chemăm în rugăciune, pentru ca să avem și pace, liniște, armonie în suflet, dar și o familie sănătoasă, dar și un trai decent. Pentru că Dumnezeu, Fiul ei și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, trimite binecuvântare și belșugul Său, mai întâi de toate, fiind plecat spre acestea, de către rugăciunile Preasfinte Născătoare de Dumnezeu și Maicii noastre celei duhovnicești. Iată de ce este bine ca zilnic să ne plecăm genunchiul în fața chipului sfânt a Maicii Domnului și să o rugăm pentru toți și pentru toate. Să o rugăm să nu ne părăsească, să o rugăm să ne aibă în bază, să ne ocrotească, să ne ajute, să ne ferească de cele rele, rugându-se bunului nostru Dumnezeu, dar și Fiului Său.
Rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu sunt mai întâi de toate auzite de către Fiul Său și Dumnezeul nostru, dar și împlinite din mai multe considerente, dar și pentru că inima ei a fost sfâșiată de sabie atunci când a retrăit și ia chinurile cele fără de vină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fiind și ea de parcă înrădăcinată la temelia crucii, care, prin care s-a săvârșit mântuirea. A fi mamă pe acest pământ înseamnă a fi gata la un sacrificiu zilnic, pentru că, de bună dreptate, mama își trăiește viața sa cu viața fiilor săi. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, după cum ați înțeles din cele mai sus spuse, n-a fost excepție, din simplu motiv, pentru că și ea, fiind mamă, și asupra ei se răsfrâng datoriile de mamă. După cum am zis, a pătimit și ea, nu în mai puțină măsură, lângă crucea Fiului Său și Dumnezeului nostru, și din aceste considerente, Domnul nostru Iisus Hristos ascultă rugăciunile ei mai degrabă ca pe altele și le împlinește mai degrabă, mai rapid decât pe altele. Frații mei creștini, cinstiți-o pe Maica Domnului, plecați-vă, după cum am zis, genunchiul în fața icoanei ei zilnic, rugați-vă pentru copii, pentru părinți, pentru ploaie la vremea cuvenită, pentru țara noastră de Dumnezeu păzită, Republica Moldova, și pentru poporul ei, cel binecredincios, cel care mărturisește numele lui Dumnezeu pe parcursul șirului lung a sutelor de ani de când există pe acest lume. A cinsti pe Maica Domnului înseamnă a-ți alege un sorț a vieții, înseamnă a-ți alege o cale mai ușoară a vieții, pentru că cui vine Maica Domnului în ajutor, la acela fără îndoială. Să nu vă îndoiți, să nu aveți nici cât de câte îndoială că este mai ușor de a parcurge această viață și a o trăi înalt duhovnicește, plăcând lui Dumnezeu, dar și semenilor noștri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, acestea ar trebui să fie cuvintele noastre rostite în rugăciune în fiecare zi, în fiecare loc, în fiecare clipă. Pentru că, după cum am zis, Dumnezeu care stăpânește sufletul a creat condiții pentru a se sălășlui în inimile, în sufletele noastre și Preacurata Maica Lui. Iată de ce îndemnul meu de a o cinsti pe Maica Domnului rămâne a fi actual în toate timpurile și pentru toți oamenii. Așa deci, niciodată să nu vi se stângă cândinuța din fața chipului Maicii Domnului, niciodată să nu vă înceteze nădejdea, speranța că de la Maica Domnului ne va veni ajutor, pentru că prin credință ne-am croit calea în această viață și prin credință ne vom croi calea spre cer, spre împărăția lui Dumnezeu, pe care să ne ajute Bunul nostru Dumnezeu să o dobândim pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale și ale tuturor Sfinților Săi. Amin.